Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale. În acest episod vom juca ultimul meci din Archer Queen Launch Party Challenge. Challenge în care am jucat până acum și avem 5 victorii din cele 6 și am pierdut 2 meciuri. Avem aici penultimul reward pe care îl colectăm chiar acum, 4000 de gold. Și haideți să vă arăt un pic deck-ul cu care am reușit să ajung până aici. Format din, bineînțeles, Archer Queen-ul, lângă care am mai alăturat Electro Wizard-ul, Royal Ghost-ul, Mega Knight-ul, avem Bandita, Barbarian Barrel, Lightning-ul și Ram Rider-ul. Și haideți să vedem dacă reușim ultima victorie și să obținem acest emote pe care, sincer, mi-l doresc foarte mult în colecție. Bun, hai să-i dăm drumul cu meciul. Trebuie să fim foarte, foarte prudenți și să avem mare, mare grijă cu adversarul. Trimitem Mega Knight-ul pentru început. Scăpăm acolo de Archer Queen. Nu va ajunge probabil pe turn acel Mega Knight, dar scăpăm cu bine din acest defense și cred că obținem un boost de elixir. Vom trimitem Ram Rider-ul. Spun și Royal Ghost-ul aici. Trimitem Bandita. Bun, și reușim un dash pe turn. Lovește destul de bine și Royal Ghost-ul. Și avem un avantaj destul de considerabil pe care trebuie să-l conservăm, să-l menținem. Și de ce nu să-l creștem? Dăm și un Barbarian Barrel aici. Scăpăm binișor din acest atac. Scăpăm acolo de Mega Knight. Să dăm și abilitatea eroului. Și reușim să-i dovorâm turnul din stânga. Fără mari eforturi. Acolo dăm un lining, sincer, inutil. Nu cred că meritam. Punem Bandita aici. Da, și rezistăm cu bine acestui atac. Avem Ram Rider-ul pe partea dreaptă, care ajunge pe turn. Ok, un barrel aici, scăpăm cu doar 2 hituri. Trimitem Archer Queen-ul și Electro Wizard-ul și n-ar trebui să avem emoții cu acest atac. Spunem Royal Ghost-ul aici. Trimitem Ram Rider-ul din nou și trimitem și Bandita și ar trebui să-l rupem pe partea dreaptă. Îi vom dobură turnul cu siguranță. Dacă nu, oricum nu rămâne cu multă viață. Scăpăm și de acest atac. Trimitem acum din nou. Hai să punem Royal Ghost-ul. Ok, punem Archer Queen-ul aici. Să uităm și abilitatea. Dar, oricum, mai sunt 10 secunde și meciul este ca și câștigat. Sincer, a fost mult mai greu meciul precedent, cu care am obținut penultima victorie. Cele două înfrângeri le-am avut acolo, în penultimul meci. Acesta ultim a fost, sincer, mai ușor. Bun, și avem nou emote, îl colectăm și bifă din nou pe următorul, pe cel de-al doilea challenge de Champions. Și sperăm că vom obține și acest al treilea emote. Bun. Ok, mergem mai departe. Haideți să dăm drumul la încă un chest. Deschidem aici acest crate și vedem că am reușit să strângem 120.000 de gold. Asta înseamnă că putem maxa o nouă carte. Vedem aici un nou emote. Este deja în inventory. Am putea deja să-l băgăm în deck-ul principal. Și haideți să-l schimbăm cu acesta. Bun. Următoarea carte pe care aș vrea să o maxez este Arcașele. Da, vedem că avem destul de multe. Mai folosim wildcard-uri și
le ducem în level 14, pentru că e o carte din deck-ul principal, o folosim destul de des și contează acele hituri în plus, acel damage în plus pe care îl va da cartea. Bun. Ok. Haideți să continuăm cu niște meciuri în arenă. Vedem că am reușit să ajungem la 5757 de trofee. Am luat și cele 50 de gemuri din Trophy Road și poate reușim să urcăm până la acest legendary wildcard. Haideți să ne dăm drumul cu un meci de 1v1. Și să vedem cu ce vom începe. Spunem Tesla pe centru. Îi dăm aici un Eros. Să trimitem și arcașele din, nu arcașele, Valkyra din spate. De fapt, hai să dăm o rachetă pe acel execuționer. Îi luăm din viață și turnul lui. Cum continuăm cu mini P.E.K.K.A. din spate. Trebuie pus pe Royal Giant, dar ne descurcăm acolo cu arcașele. Se duce mini P.E.K.K.A. pe stânga, din păcate are parte de Goblin. Trebuie să dăm aici arcașele și nu știu dacă reușim să ajungem cu Valkyra, nu reușim. Dar oricum, dăm ceva de mici pe partea dreaptă, 2953 mai are la viață turnul din dreapta, însă se pare că el ne-a dat mai mult. 2552 are turnul nostru, dar vom recupera. Trimitem acum Hog-ul. Vedem și un freeze, așa că e nevoie. Hai să dăm freeze-ul. Așa că merita freeze-ul pentru acel inferno. Reușim un hit, poate două, da, chiar două hituri cu Hog-ul. Aici încă am făcut o afacere bunicică. Să punem Tesla aici. Valkyra pe... Da, și scăpăm cu bine de acel Goblin Barrel, care putea fi devastator. Primim acum mini P.E.K.K.A.-ul până cu arcașele. Dăm aici un Eros și... Ok, nu știu dacă va ajunge pe turn mini P.E.K.K.A. ar fi foarte bine. Dăm un freeze aici și cu puțin noroc puteam obține maxim din această fază. Dar oricum, reușim mult mai mult decât ne-am fi imaginat. Și rămânem aici la distanță de un... de o rachetă. Și... cu siguranță vom trimite în ultimele secunde și vom obține astfel victoria. Rămânem însă precauți și în apărare până la final. Okay. Trimite rachetă și obținem astfel victoria în arenă. Victorie care ne aduce, haideți să vedem câte trofee, 30 de trofee, avem și bonus. 1300 de gold plus un golden chest. Bun, cred că o singură victorie ne desparte, ba nu, mai trebuie cred că două, ca să ajungem la acel wildcard. Și haideți să dăm drumul cu următorul match. Începem cu arcașele pe care tocmai le-am maxat. Avem la level 14. Avem cele din spate. Să trimitem aici și... Hog-ul. Să punem Tesla. Ajunge Hog-ul pe turn, dar va fi scos acolo de cel Mega Minion. Punem aici arcașele. Așa avem un avantaj destul de mic, dar suntem un avantaj, cred că. Ok, vine un avantaj destul de urât, să trimitem Hog-ul aici să dispersăm un pic din trupe.
Hai, scăpăm cu două hituri pe tur. Hai să spunem Tesla. A, între timp reușim să mai dăm damage pe turnul din stânga, din dreapta. Și scăpăm aici cu, fără probleme, de Skeleton Dragons. Folosind această Tesla. Bun, hai să vedem. Mai departe, o să începem cu Mini P.E.K.K.A. din spate. Sau, hai să dăm Valkyra. Avem nevoie de Tesla și de Arcașe. Punem ceva aici, partea dreaptă. Și Mini P.E.K.K.A. ar trebui să-i doboare turnul cu două hituri. Bun. Dăm aici un erou, scăpăm de toate trupele. Cu bine. Probabil va trimite din nou lava-ul. Spunem Valkyra totuși. Din nou lava-ul. Și încercăm un atac pe partea stângă. Practic vom ignora ce se întâmplă în partea dreaptă și ne focusăm total pe stânga. Punem totuși Tesla aici. Punem și arcașele. Și vine cu un balon. Dăm un freeze. Da, și cred că obținem victoria. Mai trimitem un Eros de siguranță, în cazul în care ar fi avut un freeze. Și deja nu se mai pune problema pierderii acestei partide. Bun, două victorii din două și mai avem nevoie de una singură ca să ajungem la următorul reward. Bun. Da, câteva trofee mai despart, dar avem nevoie de victorie. Hai să dăm drumul cu ultimul match și să vedem dacă reușim victoria. Să începem din nou cu arcașele din spate. Asta un pic prea în dreapta am pus-o. Vedem Hogul. Da, reușește să ia fața arcașei. Punem aici Valkyra. Și ieșim cu bine din acest atac. Reușim chiar să dăm damage pe partea dreaptă. Trebuie să ne apărăm aici de Hog. Reușește Mini P.E.K.K.A. să facă față acelui Hog. Hai să vedem acest atac. Din păcate, nu rămâne în viață Mini P.E.K.K.A. Dar, oricum, avem continuare avantajul damage-ului. Chiar dacă am pierdut puțin elixir. Mai și Tesla pe centru. Se duce pe turn, păcate, acel Hog. Și reușește să ne ia ceva din viață. Bun. Să acolo un turn. Trimitem o Mini P.E.K.K.A. Trimitem Hog-ul și arcașele și un freeze. Și ar trebui să fie un atac destul de solid. Hai să vedem ce reușim aici. Bun, punem freeze-ul. Punem Tesla în centru. Hog-ul va veni pe Tesla, punem Valkyra pe muschetiră. Reușesc arcașele să scape. Hai să vedem. Da, reușim să ieșim fără damage. Mini P.E.K.K.A. o va scoate acolo muschetira. Da, perfect. Și un freeze. Un freeze venit la timp. Da, reușim să-i aproape să-i doborâm turnul din
partea stângă, scăpăm acolo de muschetiră și suntem doar la o rachetă distanță de o nouă victorie. Haideți să o și trimitem, mai dăm și un Eros și încheiem cu acest emote. Meciul victoriei, un meci care ne duce acel wildcard epic, acel wildcard legendar. Haideți să-l și colectăm și vedem că am ajuns la 9 din 20. Asta înseamnă că ne va fi foarte ușor să creștem următoarea carte legendară, dar până atunci trebuie să mai strângem 100.000 de gold. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!